Ce anume pregătiți cu acești copii minunați? Astăzi facem prima repetiție generală pentru spectacolul pe care vrem să-l facem în data de 23, un spectacol de colinde și cântece de Crăciun, colinde mai moderne, mai pentru copii mici, pentru oameni mai mari, tradiționale, de ce nu? Și ne pregătim încet ca să oferim ceva, pentru că după atâta vreme ei sunt dornici să iasă, să fie văzuți, să fie apreciați pentru munca pe care noi o depunem aici. Și am găsit o modalitate, zic eu, să le ofer chestia asta. N-am mai avut nicio răbdare să mai stau, să aștept, să văd ce se întâmplă. Am zis, facem orice ar fi anul ăsta, facem ceva. Să-i vadă oamenii, să fie apreciați, să zică, wow, ce a evoluat, ce câtă muncă depusă, da. Adevărul este că, iată, este al doilea Crăciun în pandemie, dar uite că reușiți să vă întâlniți. Da, am găsit oarecum o portiță, sper să reușim până în data de 23 să ne mai vedem măcar o dată. E foarte important pentru ei, pandemia asta oarecum i-o închis, i-o le-au amplificat așa emoțiile și socializarea asta a fost împiedicată. Îi văd și aici acum așa destul de... Nu știu ce să facă, nu știu cum să vorbească și înainte nu era așa. Copiii erau foarte dezinvolți. Mie asta e un lucru ce mi-a plăcut întotdeauna la copii. În 3 secunde ei erau prieteni, parcă se cunoșteau de viață și acum un pic mă sperie faptul că nu mai știu să socializeze, sper să dezmorțim lucrurile ușor, sper să ne lase și pandemia. Spune-mi, de ce te afli astăzi aici? Pentru ce ai venit? Am venit ca să învăț colinde și să stabilim un program pentru colinde și am venit ca să învăț să cânt, pentru că de mică mi-a plăcut să cânt. Și ce anume îți place la colinde? Îți place să mergi la colindat, să colinzi, vei merge? Sigur că voi merge și cel mai mult îmi place când sărbătoresc nașterea lui Iisus. Spune-mi ce faceți voi aici astăzi și pentru ce ai venit? Am venit pentru să învăț să cânt colinde și să învăț să cânt. Pregătiți ceva special de sărbători? Ce anume? Da, pregătim un program pentru colinde și să colindăm. O să mergi de sărbători la colindat? Îți place să mergi să colinzi? Da. Și îmi place să colind pe la case și m-aș duce în fiecare an. Spune-mi, ce anume pregătiți voi astăzi aici și ce repetați? Astăzi avem o repetiție pentru colinde de Crăciun. Show-ul, să zicem așa, va avea loc pe data de 23. Ce anume îți place să colinzi? Ce îți place la colinzi mai mult? Păi, e foarte frumos când mai mulți oameni merg la colindat împreună, mai ales împreună cu prietenii, cu familia.